Faptul că sezonul estival reprezintă o ocazie de care hoții să profite mai mult este dovedit și de numeroasele spargeri date în această vară la Buzău. În numai 2 luni de vară, la poliție au fost reclamate peste 100 de furturi din locuințe. Peste 60% din furturile din locuințe înregistrate în lunile iunie-iulie ale acestui an s-au produs în mediul rural și vorbim în special despre furturi din imobile nelocuite sau furturi comise din imobile locuite temporar folosite drept case de vacanță. De regulă, hoții iau din case obiecte de dimensiuni mai mici, aparate electronice și electrocasnice, precum și fier pe care să îl valorifice. În plus, vinovați pentru comiterea furturilor din locuințe sunt uneori și proprietarii care uită ușile descuiate. De asemenea, în luna iulie față de luna iunie a crescut cu 10 numărul furturilor din locuințe, comise pe fondul neasigurării ușii de acces în imobile, motiv pentru care se impune o mai mare atenție din partea proprietarilor de locuințe. În luna iunie acestui an au fost reclamate 50 de furturi, iar în luna iulie numărul acestora s-a ridicat la 61. În puțin peste jumătate din cazuri, autorii au fost prinși de poliție.